foarte sumar câteva tehnici care te pot ajuta. În primul rând, înainte de a începe să citești, adu-ți aminte de focus, de stare, de concentrare, de mediu curat în jurul tău, de lipsă distracției. Dacă poți un pic de muzică baroc este ideal, dacă nu, nu-i nicio problemă. Cred că te-ar ajuta un pic de, acum nu știu dacă o să chiar mergi cu frunze de mentă în buzunar și să te apuci să miroși menta, dar gândește-te că un difuzor de uleiuri esențiale, pe lângă faptul că aduce o mireasmă plăcută în cameră, chiar te poate ajuta. Iar nu știu dacă ar deranja pe cineva la birou să miroase mentă. Zic și eu. Ok, deci te-ai organizat și acum te apuci de citit. Cel mai important lucru este să înțelegi că unghiul în care privești cartea, unghiul de incidență, este vital în ceea ce înseamnă oboseala ochilor. Foarte mulți oameni pun cartea pe masă, uite așa, și o deschid și o privesc din acest unghi. Partea de sus a cărții e foarte departe. Partea de jos a cărții e foarte aproape și atunci vor avea ceva dificultăți pe acolo pe sus, dar când ajung aici e un pic mai bine. Dacă nu ai distanța optimă față de carte și unghiu față de carte, vei obosi foarte repede. Așa că în permanență atunci când citești, încearcă să o faci la un unghi de 90 de grade. Adică privirea ta să fie perpendiculară pe carte. Ăsta este unghiul cel mai bun pentru a citi o carte, iar în funcție de locul în care ai cartea postată, va trebui să ai și capul. Acum ajungem la punctul numărul 2, care se numește postură. Ei bine, imaginează-ți ce înseamnă să stai cocoșat să citești ceva. În momentul în care stai cocoșat, se întâmplă ceva în corpul tău. Ce se întâmplă? Gândește-te că prima treime din plămâni asimilează două treimi din oxigen. În momentul în care te cocoșezi, diafragma ți se îndoaie, plămânii ți se fac mici, iar cantitatea de oxigen pe care o inspiri va fi insuficientă cantității de oxigen pe care creierul tău trebuie să o primească pentru a funcționa optim. Și ce se întâmplă în momentul în care citești cocoșat pentru a citi cu cartea pe masă? Vei obosi fără să-ți dai seama. Așa că întotdeauna când citești, trebuie să ai o postură cât mai dreaptă, astfel încât plămânii să fie cât mai ieșiți în afară pentru a putea inhala cât mai mult oxigen. Iar această postură cu acest unghi te va face să te gândești, bă, dar eu cum citesc așa? Păi treaba e simplă. Poți să folosești un postament de citit. Ăsta este un postament de citit cu picioare fixe, cu înălțime reglabilă și cu unghi reglabil. Nu vrei să știi prin ce am trecut când m-am dus cu el acasă. M-a trimis nevastă mea cu el înapoi la birou, că ea nu vrea să vadă în casa noastră așa ceva. Are și ea dreptatea ei. Dar pentru mine, atunci când citesc, decât să mă chinui 3 ore să citesc ceva, mă întreb în permanență cum fac să eficientizez această activitate. Cum fac să câștig cât mai mult timp din această activitate? Și atunci, folosind acest postament, la nivelul optim de înălțime, la unghiul cel mai bun, mă ajută să citesc mult mai repede. Pentru mine, asta este poziția cea mai bună de citit. S-ar putea să râzi, știu, și sunt ferm convins că mulți care vor vedea filmul ce lasă-mă în pace. Așa este. Pentru ignoranți, voi fi amuzant. Dar pentru oamenii care vor vrea să-și eficientizeze activitatea, ăsta este cel mai bun lucru pe care vrei să-l faci înainte să te apuci de citit. Să ai un astfel de postament care te ajută să-ți păstrezi postura dreaptă și ochii la 90 de grade. Asta este poziția, se strânge, înțelegi ce vreau să zic. Și ochii la 90 de grade față de carte. Punctul numărul 3, ziua numărul 3 dacă vrei, este folosește un pacer vizual. Se pare că ochii sunt atrași de mișcare. Iar când citești dintr-o carte, fără să-ți obligi ochii să urmărească o anumită mișcare, se vor duce unde vor vrea, vor folosi regresia, evident, și atunci unul dintre lucrurile pe care le poți face este să folosești un ajutor vizual de urmărire. De obicei poate fi un pix, dacă ești într-un mediu, să zicem că ești la un birou notarial și citești un document. Nu prea poți cu degetul, să nu apară mai știu ce discuții, dar poți folosi un pix. Și în măsură ce citești, să te înveți cu această mișcare. Să-ți obligi ochii să urmărească pixul și o să vezi că în realitate
Înțelegi tot ceea ce ochii văd. Nu te grăbi cu viteza pixului la început. Și dacă tot e să o facem corect, hai să lăsăm pixul. Știu că la școală ți-au zis să nu folosești mâna. Știu că era urât să buchisești pe carte cu mâna și așa am fost toți învățați. Din păcate, în realitate, mâna și mișcarea mâinii pe carte îți ajută foarte mult creierul să urmărească mișcarea și să asimileze ceea ce ochii văd în mișcarea respectivă. În momentul în care folosești degetul, nu-l folosești pe carte să atingi efectiv, ci ești exact deasupra cărții, un pic sub rând, astfel încât deasupra degetului tău să fie exact fraza pe care vrei să o citești. Demonstrează că greșesc. Poate la sfârșit îți vom spune și rezultatele pe care le-am avut în urma cursului, că eu și Miza am reușit să facem cursul la începutul lunii ianuarie a acestui an. Și ne-am amuzat și noi. Bă, las-o dracu, citesc cu degetul. Vorbim la sfârșit. 4 este folosește mâna toată. Vei avea tendința să miști doar din degețel. Uite așa. Și vei obosi. Și ideal este să folosești mâna, iar dacă vei folosi un astfel de suport pentru citit, vei vedea că ți este ușor să folosești mâna în toată forma ei, de sus, din încheietură, până jos. Și atunci nu îți va obosi niciodată oricât de mult ai citit. Iar după ce înveți să citești cu ajutorul mâinii, vei învăța tehnica de indentare. Ce înseamnă asta? Exact ca tabul de la calculator. Când dai un tab, te duce 2,5 cm. Ochii tăi nu au nevoie să subliniezi cu degetul tot rândul. Poți lăsa fără nicio problemă 2,5 cm la început și 2,5 cm la sfârșit. Și atunci mișcarea, pentru că ochii tăi vor vedea fără nicio problemă începutul și sfârșitul, fără a fi nevoie să îl subliniezi cu degetul. Și atunci, în momentul în care vei ajunge să citești și să folosești indentarea, în realitate vei face uite așa. Tehnica Infinity, asta mi s-a părut cea mai amuzantă. Tehnica Infinity înseamnă să-ți activezi ambele emisfere cerebrale, pentru că în mod normal cea logică va prelua controlul asupra ceea ce citești, adică zona stângă, iar cea dreaptă a emoțiilor va fi... Și am învățat că informația de sine stătătoare este egal cu zero, este putere cu potențială, dar nu înseamnă putere. E bine, informația căreia reușesc să-i aduce emoții și să-i atașez emoții devine memorie pe termen lung. Și atunci toate informațiile pe care le citești într-o carte, dacă vei folosi doar emisfera stângă, vor fi informații pe care le vei ține minte un pic mai greu. Dar dacă vei reuși să folosești ambele emisfere ale creierului, să aduci și zona de emoții în ceea ce citești, vei imbiba emoții în informația respectivă și va fi mult mai ușor de asimilat și de ținut minte pe termen lung. Și atunci, tehnica Infinity este o tehnică prin care îți activezi ambele emisfere. Și ea de fapt ce înseamnă? Înseamnă să faci un optuleț și să urmărești cu privirea vârful degetului în timp ce o faci. Și practic trebuie să te duci până în dreapta și în sus și în jos și uite așa. Și trebuie să o faci de câteva ori, doar că trebuie să o faci încet. Cam ăsta este în mod normal nivelul de Infinity. Și nu continuăm până la capăt. Trebuie să o duci până în extreme și trebuie să simți că îți forțezi ochii. E zona aia, o să o simți dacă încerci. Mi s-a părut amuzantă când am făcut cursul cu Miță, ne cam era așa rușine unul de celălalt. Mă, să facem, mă, să nu facem. Și am zis amândoi ce avem de pierdut dacă încercăm. La fel și tu. Ce ai de pierdut dacă încerci? Fain a fost următoarea lecție, parcă a șaptea, când ni s-a vorbit de subvocalizare. Și atunci despre ceea ce ți-am vorbit un pic mai devreme. Și atunci când am vorbit de subvocalizare pentru a scăpa de ea, se pare că dacă reușești să depășești bariera de 400 de cuvinte pe minut, subvocalizarea dispare de la sine. La 500 de cuvinte pe minut nu mai poți subvocaliza, nu mai poți pronunța în gând cuvintele pe care le vezi. Dar până la 400 este un prag de care trebuie să scapi. Și știi ce e fain? Că poți citi și vorbi în același timp. Și ce trebuie să zici în timp ce citești? 1, 2, 3. Și uite, chiar te rog să încerci lucrul ăsta în momentul în care citești. Citești ceea ce ai de citit și în timp ce citești să zici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și o zici, nu o să ții minte nimic. Facem pariu? Încearcă. Pentru că n-ai cum să vorbești și în gând și să vorbești și tare în același timp. Și atunci vei intra într-o zonă de automatizare a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, încât
nu vei mai avea posibilitatea să vorbești în interiorul tău, să citești cuvintele. Și știi ce-i fain? Că în acel moment cuvintele vor deveni imagini și le vei recunoaște mult mai ușor și le vei înțelege mult mai ușor și le vei urmări mult mai ușor și vei reuși să citești mult mai repede. Și după ce depășești pragul de 400, nu mai ai nevoie de tehnica 1, 2, 3. Pentru că subvocalizarea va dispărea singură și dacă tu crezi că urmărind aceste câteva minuțele vei deveni un expert în speed reading, am niște vești proaste. E nevoie de foarte mult antrenament. Nu degeaba Quick a conceput cursul pe 21 de zile. În fiecare zi să faci câte unul dintre ele. Și că tot ai învățat să citești cu ajutorul mâinii, se pare că folosind mâna stângă este mult mai productiv. Mâna stângă e în contact cu emisfera dreaptă, emisfera dreaptă este emisfera emoțiilor și atunci ce se întâmplă? Folosind mâna stângă, îți vei ține în continuare activată și emisfera dreaptă, care va ajuta în realitate la memorie. Dacă vrei să vezi cum funcționează creierul, sunt o grămadă de cărți despre creier. Nu intrăm acum în ele. Dar cert este că trebuie să înțelegi un singur lucru. E eficient să folosești mâna stângă atunci când citești. Punct. Dacă merge, foarte bine a mers. Dacă nu a mers, măcar ai încercat. Iar următoarea tehnică, asta mi-a făcut foarte tare și cred că mi-a adus pe loc una dintre, pe lângă folosirea mâinii, mi-a adus pe loc unul dintre cele mai mari rezultate. Se numește tehnica 4-3-2-1. Și ce înseamnă tehnica 4-3-2-1? Să presupunem că mergi pe autostradă cu 130 de km la oră. Și imediat să termini autostrada și intri într-un sat în care ești obligat să mergi cu 50 de km la oră. Cum ești în satul respectiv? Parcă stai pe loc, ai vrea să-i dai un pic mai multă viteză, dar nu prea poți că ești în sat și trebuie să mergi cu 50. Ei bine, exact asta se poate întâmpla și la citit. Uite un exercițiu. Începe să citești o carte simplă pentru tine și notează-ți pe carte momentul de la care începi cititul. Și citește în continuu timp de 4 minute. Puneți un cronometru la început pentru a citi cele 4 minute. Nu facem acum exercițiu. Dar vreau doar să-ți explic cum funcționează. În momentul în care ai ajuns la finalul celor 4 minute, trage dungă unde ai rămas. Începi de la început. Cu obiectivul să termini cele câte pagini sunt la tine acolo în 3 minute. Și pui timerul pe 3 și o să vezi că de la 4 la 3 reușești. Mai ales că deja ești un pic familiarizat cu testul, reușești. După care îți pui timerul pe 2 minute și trebuie să ajungi la final, de la început până la final, cât ai citit prima dată în 4 minute, trebuie să ajungi doar 2 minute. Și atunci o să zici, da, s-ar putea să nu... Lasă comprehension-ul, lasă înțelegerea textului. Important este să ajungi la final. Și deja știi să folosești mâna și îți vei mai da un pic de viteză la mână și vei ajunge la final. Și fain e ultima dată, trebuie să citești tot într-un minut. Și aici deja ajungi să tragi linii, să mai nu prea înțelegi ce ai citit. Important e într-un minut să ajungi la final. Și când ai ajuns la final, în ultimul minut cu siguranță, că înțelegerea textului lasă foarte mult de dorit, că ai sărit linii, că n-ai citit, că nu e nicio problemă. Important este să ajungi la final. Și știi ce e fain? Că în momentul în care ai ajuns la final, când te apuci de citit normal pentru, cum se numește, full comprehension, pentru înțelegere deplină, vei citi mult mai repede decât ai citit inițial. Și dacă vrei să vezi cât, citește din momentul respectiv pentru 4 minute. Și compară numărul de pagini sau numărul de rânduri. Cât ai citit prima dată făcând exercițiu și cât citești a doua oară după ce ai făcut exercițiu. Și o să vezi că tehnica 4-3-2-1, care este una dintre tehnicile mele preferate pentru a citi, îți va aduce niște rezultate extraordinare, pe loc. Mai departe e vorba de activarea vederei periferice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ochii tăi iau un câmp vizual și poți să vezi în foarte multe zone. Și asta mi s-a părut oarecum amuzantă, pentru că în timp ce Quick ne povestea lucrul ăsta, ne-a învățat să folosim o tehnică care ți antrenează vederea periferică, și anume mingi de jonglerit. Și ne-am apucat noi de făcut jonglerii și evident că e greu să faci jonglerii. Cu o bilă, ceva de genul, după care treci la două bile, ceva de genul, da, și tot așa, în fine, după care cu trei. Și la un moment dat am ajuns prin casă să fac de 20-30 din astea, uite așa. Prin antrenament. Nu m-am gândit niciodată că pot face lucrul ăsta. Dar ce e fain e că în realitate lucrurile astea, și nu intrăm cum arată creierul unui jonglor profesionist, că se pare că materialul lor cenușie din spate este mult mai dezvoltată decât la alți oameni. Se pare că antrenându-te cu astea, îți dezvolți foarte mult vederea periferică, care te vor ajuta atunci când citești.
să vezi mai mult de un cuvânt odată. Și îți garantez că vei vedea câte două sau chiar câte trei cuvinte la care nici măcar nu trebuie să faci pauză. Poți să treci prin grupuri de câte două și trei cuvinte fără nicio problemă. Și când ajungi expert în lucrul ăsta, vei învăța să-ți împarți cartea. Asta este pagina, ai împărțit-o în două și încă o dată în două și citești fiecare coloană care ți-a rămas dintr-o singură trecere, dintr-o singură privire. Dar știu că pare complicat, că s-ar putea să fie. Dar înțelege că îți spun pe scurt un curs de 21 de zile de 10 ore. Îți dau niște hinturi doar. Cum să încerci tu pentru tine să citești un pic mai rapid și dacă de la 200 de cuvinte ajungi la 300 de cuvinte făcând câteva tehnici mici, gândește-te că ți-ai înmulțit cu 50% eficiența. E o idee proastă? Mai departe, e bine că atunci când citești ceva și lucrul ăsta l-am acoperit deja un pic, să-ți adresezi foarte multe întrebări. Cei 5W, who, what, where, when and why. Cine, ce, le vezi traducerea pe ecran. Întrebându-te lucrurile astea despre poveste, despre personaje, despre ceea ce urmează să citești, despre capitole, subcapitole, citind prima dată înainte să citești cartea cu prinsul, trecând rapid prin ea, frunzărindu-o și așa mai departe, îți vei adresa foarte multe întrebări și cred că ai înțeles deja. Întrebările sunt răspunsuri. Iar la final, pe lângă cei 5W, mai ai și H-ul. How? Cum? Iar întrebările pe care ți le adresezi te vor ajuta să asimilezi mult mai repede conținutul oricărei cărți. Deja am vorbit despre notițe. Atunci când citești, e important să iei notițe. Ți-am arătat la începutul cursului cum arată modul în care ne luăm noi notițe pe bucletul nostru. Ia notițe, creează notițe. Făcând lucrul ăsta, vei reține mult mai multă informație din ceea ce citești. Și foarte fain este, povestește. Povestește ce ai citit. Acum aici un pic mai greu. Că săraca nevastă mea, m-am tot dus la ea și am tot povestit ce am citit și am cam început să o plictisesc la un moment dat. Și apoi, cui să-i tot povestesc? Uite, am ocazia să-ți povestesc ție. Poți să-ți dai seama oare ce oportunitate este pentru mine să povestesc cartea asta? Am citit-o în decembrie 2020, am recitit-o mai bine de jumate în februarie 2021 și acum am citit-o complet. Da, acum nu că am citit-o complet. Am luat-o bucată cu bucată, am văzut ce e important pentru tine, ce nu. Am vorbit-o, am povestit-o. Cred că la noapte, dacă mă trezești la ora 2 și îmi zici, spune repede cartea, ți-o spun toată cap-coadă, cu lux de amănunte. Stăpânesc informația foarte mult, mai ales acum după ce am avut șansa să ți-o povestesc. E foarte important să poți povesti bucăți de aici cuiva. Iar dacă acel cuiva nu e o persoană fizică, găsește un mod de a o face. Către o floare, către un câine, către... Mai ales dacă e singur, să nu-ți fie rușine să faci lucrul ăsta. Cu cât externalizezi prin verbalizare zona de cunoștințe internalizate, cu atât ele se mută din memoria pe durată scurtă în zona de memorie pe durată lungă. Și la sfârșit, pauza activă. Ok, ți-aduce aminte graficelul, da? Cu recency and primacy. Niciodată să nu citești mai mult de 25 de minute. Niciodată. Ai citit calupuri de 15-20, maxim 25 de minute, te-ai oprit, ți-ai notat, folosești amintirea activă, oare ce am învățat de aici, iar pauza activă înseamnă, fă un pic de mișcare, bea un pahar de apă, fă niște activități pentru tine, dezmorțește-te, relaxează-te. Un exercițiu fain pe care l-a arătat Cuic este ăsta, în pauza activă, să-ți masezi încet lobul urechilor, cu mâna opusă, fiecare ureche în parte, și să faci câteva genoflexiuni în timp ce faci lucrul ăsta. Nu știu exact din ce motive și nici nu mă interesează, dar atâta timp cât merge, eu îl folosesc. Și știi ce e cel mai fain în toată partea asta? Că o carte de genul sau de genul o citești în 2-3 ore cu un grad de înțelegere fantastic de ridicat. Oare se merită să încerci? Asta înseamnă citirea rapidă. Și dacă vom ajunge suficient de apropiați, ai promisiunea mea că vei primi un astfel de curs de citire rapidă care să te ajute să crești de la 200 la 400 și îți pot spune un lucru. E foarte ușor de ajuns la 500 de cuvinte pe minut. Oricine poate. Oricine, absolut oricine poate ajunge ușor la 500 de cuvinte pe minut. Dar nu se poate peste noapte? Și nu e chiar simplu de ajuns acolo pentru că trebuie să te antrenezi. Atunci când te duci acasă la tine și ai ceva timp de entertainment, de relaxare, ai două variante. Relaxare pasivă sau relaxare activă. Ce înseamnă relaxare pasivă?
Mi-am luat telefonul și mă joc pe Facebook și văd ce mai e pe Instagram și dau like-uri și mai verific e-mail-uri, chiar dacă n-am primit niciun e-mail important toată ziua și niciodată nu primesc în a doua zi, partea zilei, mail-uri importante. Dar mai văd ce zice LinkedIn-ul și mai dau drum un pic la televizor pentru că vreau să văd un meci de fotbal și oare știrile despre COVID și așa mai departe. Asta este zona de relaxare pasivă. Adică efectiv tu stai și cineva, de obicei tehnologia, face ceva pentru tine. Zona de relaxare activă este acea zonă în care tu faci ceva ca să te relaxezi. Știi, e mai ușor să te uiți la știri decât să citești o carte. E mult mai ușor. Dar unde ești mai câștigat? Și știi ce mai e fain? Că nu să stai 3 ore astăzi să citești toată cartea asta. Nu. Dacă ți aloci 20 de minute dimineața și 20 de minute seara, dar nu înainte să te culci, spre seară, înainte de cine ideal, cred că în 2, maxim 3 șederi, zile consecutive, citești orice carte de genul ăsta, 250-300 de pagini. Fără să fii un super maestru al cititului.